Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem acum la finalul cărții Exod. Cu ajutorul incontestabil oferit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am ajuns acum la ultimele trei capitole ale cărții, capitolele 38, 39 și 40. Și aceste capitole ne vorbesc despre modul în care sunt puse în aplicare prevederile comunicate de Dumnezeu lui Moise. Să începem cu capitolul 38, capitol în care continuă descrierea procesului de construcție al cortului întâlnirii și a ceea ce cuprinde el. De fapt, încă de la capitolul 25 ne-a fost oferit planul cortului și a tuturor lucrurilor pe care le cuprinde el. Acum, Bețalel și echipa lui construiesc după acest plan. De fapt, din relatările capitolelor anterioare, cortul este construit în cea mai mare parte, numai că elementele lui nu sunt încă aranjate în ordinea finală. În mod special, capitolul 38 ne prezintă curtea exterioară a cortului. Așa cum vom vedea în Cartea Numeri, Israel pornea în călătorie numai atunci când norul de deasupra lor începea să se miște. Întreaga procesiune pleca condusă de preoții care purtau pe umeri chivotul Domnului. Atunci când norul se oprea, Israel așeza tabără. Chivotul era și el așezat pe pământ și imediat cortul era construit în jurul lui. Erau puse elementele de susținere, stâlpii cortului, apoi drugii poleiți cu aur care erau introduși prin inele de aur și care asigurau structura de rezistență a cortului. Erau apoi așezate scânduri de jur în împrejurul acestei structuri. Peste scândurile acestea erau puse cele patru învelitori. Era pusă pânza de olandă, apoi perdeaua, confecționată din piei de capră de culoare roșie, apoi cea confecționată din piei de berbec, peste care se punea Învelitoarea de protecție, confecționată din piei de vițel de mare. Frumusețea cortului nu consta în aceste învelitori, ci în interiorul lui. Totul vorbea despre închinare, laudă și adorarea lui Dumnezeu, precum și binecuvântarea pentru om. Curtea exterioară, delimitată de broderie, avea dimensiunea de 100 de coți lungime și 50 de coți lățime. Paravanul din pânze de in care delimita curtea avea înălțimea de cinci coți. În cadrul acestei curți se afla altarul de bronz și ligianul. Acesta era locul unde se stabilea situația păcatului. Păcătosul venea la poarta cortului și aștepta acolo. Preotul venea și îl conducea în curtea exterioară. Aici, păcătosul își punea mâna dreaptă pe capul animalului de jerfă pe care l-a adus fie că era un miel, ied sau un bivol. Apoi animalul era tăiat și preotul aducea ca jerfă pe altar acest animal. Însă aceasta era limita în ceea ce îl privea pe cel ce venea cu jerfa. Preotul trebuia să se oprească acum la ligianul pentru curățire și să se spele înainte de a intra în locul sfânt. În locul sfânt erau trei articole, sfejnicul de aur, masa pentru punerea pâinilor și altarul pentru tămâiere, toate acestea vorbesc despre închinare. După aceasta venea perdeaua care separa locul sfânt de locul prea sfânt, acolo unde se afla chivotul. Atunci când erau aduse jerfele, preotul obișnuit se oprea în fața acestei perdele. El nu intra în locul în care se afla chivotul și capacul ispășirii. Acolo, numai marele preot putea să intre o singură dată pe an atunci când venea numele întregii națiuni. Cam acesta era modul în care se folosea cortul întâlnirii. După cum vedem, erau reguli stricte și trebuia să fie respectate în tocmai. Dar să ne întoarcem acum la capitolul 38. A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm. Lungimea lui era de cinci coți și lățimea de cinci coți. Era în patru muchi și înălțimea lui era de trei coți. La cele patru colțuri i-a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă. Pe acest altar de bronz era prezentată jerfa și păcatul era judecat. Fiecare a vorba despre întreaga națiune sau despre individ, acesta era locul unde se dezbătea problema păcatului. Când acest altar a fost construit, niciun altul nu mai putea fi folosit. Pentru că acesta era singura modalitate prin care poporul se putea apropia de Dumnezeu, și orice alt altar sau mijloc ar fi constituit o blasfemie. Altarul era un loc important deoarece aici se rezolva o problemă foarte importantă. Dragi prieteni, păcatul nu este o problemă oarecare. Este una din cele mai importante. Este vorba despre ceea ce ne desparte de Dumnezeu, ne desparte de viața veșnică. Iată de ce altarul de bronz era un loc atât de important. Nu putea fi vorba despre închinare sau binecuvântare. Fără să se treacă pe la acest altar. Acum, coarnele altarului vorbesc despre tăria sau despre puterea lui. Sunt nenumărate instrucțiuni legate de modul de folosire al acestui altar. Erau anumite vase care puteau fi folosite, furculițe și alte unelte specifice lui. Important însă este să reținem că este unul din cele mai importante locuri ale cortului întâlnirii, și funcția lui este aceea de a rezolva problema păcatului. Trecem acum la un alt articol descris în acest capitol 38 și găsim în versetul 8 o descriere a Ligianului. A făcut Ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Oglinzile despre care se vorbește aici nu erau asemenea celor de astăzi confecționate din sticlă. De obicei, în vremea aceea, ele se făceau fie din argint, fie din aramă sau bronz, care era foarte bine lustruit. Acum, iată un indiciu că lumea nu se schimbă prea mult. Femeile de atunci, asemenea celor de acum, purtau oglinzile cu ele. Probabil că nu aveau toate accesoriile de acum, dar erau la fel de cochete. Ei bine, se pare că găsiseră o și mai bună întrebuințare pentru acele oglinzi, ligianul. Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Biblia este aceea care arată credinciosului că are nevoie de curățire. Ligianul era acolo pentru curățire. Oglinda nu curăță ea, ea arată numai nevoia de curățire. Dragii mei, Domnul Isus este Cel care curăță. Este ceea ce ne spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Iată ce spune. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată deci, cine ne curățe de păcatele noastre? Suntem noi însă conștienți de aceste nevoie? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem nevoie de curățirea aceasta. Ajungem acum la descrierea curții interioare a cortului. Apoi a făcut curtea. Înspre partea de miează zi, pentru curte erau niște pânze de in subțire răsucit pe o lungime de 100 de coți, cu 20 de stâlpi așezați pe 20 de picioare de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. Înspre partea de miază noapte erau 100 de coți de pânză cu 20 de stâlpi și cu cele 20 de picioare de aramă ale lor. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. Înspre partea de sus erau 50 de coți de pânză cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. Înspre partea de răsărit, pe cei 50 de coți lățime, erau. Pentru o aripă, 15 coți de pânză cu trei stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Și pentru a doua aripă, care era în fața ei, de cealaltă parte a porții curții, 15 cos de pânză cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. Pânzele acestea de insubțire ne vorbesc despre umanitatea Domnului Isus și ea separa, de fapt, pe om de Dumnezeu. Îmi aduc aminte de un discurs ținut de un director al unui institut teologic care a afirmat că dacă oamenii vor urma pur și simplu învățăturile Domnului Isus, se va realiza mult dorita pace mondială. Sunt de acord cu acestea. Nu sunt însă de acord cu faptul că el a spus că pentru aceasta nu este nevoie ca oamenii să creadă și în divinitatea Domnului. Aici este o mare greșeală, dragi prieteni. Nu poate exista pace pe pământ dacă omul nu are pace cu Dumnezeu. Nu poate fi pace cu Dumnezeu fără sângele Domnului Isus. Viața Domnului Isus, o viață fără păcat, este inspirativă. Învățăturile lui sunt formidabile, dar fără moartea lui ele nu ar fi nimic mai mult. Nici chiar moartea, fără învierea Domnului Iisus, nu ar fi decât o moarte eroică. Dar toate aceste elemente împreună ne vorbesc despre faptul că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, trimis pentru păcatele noastre, pentru izbăvirea noastră. Acum, în ceea ce privește intrarea finală a celui ce venea să aducă jerfa pentru păcatele sale, aceasta se petrecea în locul preasfânt. Îmi place să mă gândesc la locul acesta ca fiind locul adevărului. Adevărul însuși. Domnul Isus este de asemenea adevărul. Domnul Isus a spus că oricine vrea să se închine lui Dumnezeu trebuie să o facă în du și în adevăr. El este acela în numele căruia ne adresăm lui Dumnezeu. Dar să privim acum la considerabilele eforturi făcute pentru construirea cortului. Nu este întâmplătoare această înșirare de lucruri care au fost folosite pentru construirea acestui loc al întâlnirii cu Dumnezeu. O să vedem de ce. Iată socoteala locașului cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise, prin îngrijirea leviților, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aron. el, fiul lui Uri, Fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, meșter la săpat în pietre, la cioplit cu meșteșug, și l-a lucrat pe Gherghev în materiile vopsite, în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și în subțire. Tot aurul întrebuințat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la 29 de talanți și 730 de sicli după ciclul cortului. Argintul celor ieșiți la numărătoare din adunare se suia la 100 de talanți și 1775 de sicli după siclul Sfântului Locaș. Cât o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu după siclul Sfântului Locaș pentru fiecare om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus, adică pentru 603.550 de oameni. Din cei 100 de talanți de argint s-au turnat picioarele sfântului locaș și picioarele perdelei din lăuntru, adică 100 de picioare la cei 100 de talanți câte un talant de picior. Și cu cei 1.775 de sicli s-au făcut cârligele și bețele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâiele. Arama dăruită se suia la 70 de talanți și 2400 de sicli. Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii, altarul de aramă cu grătarul și toate uneltele altarului, picioarele stâlpilor curții de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curții și toți țărușii din jurul cortului și ai curții. Iată că aceasta ne arată foarte clar Că închinarea, întâlnirea cu Dumnezeu nu este un lucru simplu. Adesea aud vorbindu-se despre faptul că omul nu trebuie să facă nimic pentru închinare. Sau, cred unii, că noi trebuie să facem totul. Ei bine, Dumnezeu ne lansează invitația, dar nu putem veni cum vrem noi. El a stabilit o cale. Cale este Domnul Isus Hristos. Cuvintele sale sunt foarte clare. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ori, dragi prieteni, venirea la Domnul Isus Hristos presupune și ea efort, presupune renunțare. Acum nu trebuie să înțelegem greșit. Nu ceea ce facem noi contează cel mai mult. Renunțarea noastră nu face altceva decât să ne aducă adevărata binecuvântare. Am auzit o întâmplare care exemplifică foarte bine ceea ce am spus adineauri. Se spune despre un om că se plimba pe malul mării. Pe malul unde se plimba el era o foarte mare prăpastie. Din neatenție a călcat prea aproape de prăpastia aceea, pământul a alunecat de sub el și s-a trezit alunecând în gol. Jos era plin de stânci și era în pericol de moarte. Disperat, a întins mâna și s-a prins de o rădăcină subțire. Acum era oprit din cădere, dar, repede, și-a dat seama că acea rădăcină nu va rezista prea mult și că trebuie să se întâmple ceva, pentru că altfel era pierdut. Era paralizat de frica iminentului sfârșit. Nu întrevedea nicio salvare pentru el. Dintr-o dată, deasupra lui se aude o voce. Ridicând privirea, vede o mână puternică întinsă către el. Nu vedea prea bine chipul, dar vocea aceea îi spunea: Prinde-te de mâna mea! Vă puteți imagina dilema în care se afla. Ca să prindă mâna aceea salvatoare, trebuia să dea drumul rădăcinii subțiri de care era agățat. Ori, rădăcina aceea încă îl mai ținea, dar nu se știa cât de mult. Dar ce să facă acum? Putea să se prindă de mână și să fie salvat, dar în schimb trebuia să dea drumul rădăcinii. Nu vi se pare că și noi procedăm adesea în felul acesta? Am vrea să avem mare binecuvântare. Dar nu suntem în stare să renunțăm la micile noastre plăceri. Ei bine, cortul întâlnirii este o lecție în acest sens. Dumnezeu vorbește pe larg despre acest cort pentru că este prefigurarea ceea ce face el prin Domnul Isus Hristos. Poporul trebuia să contribuie la construcția acestui cort și a făcut sacrificii, pa mai mult a sacrificat cu bucurie. Ne aducem aminte că a fost nevoie ca Dumnezeu să oprească oamenii pentru a mai aduce daruri pentru cort. Trecem acum la capitolul 39, capitol ce descrie hainele preoților. Aron era marele preot și hainele pe care le purta el vorbesc despre Domnul Isus de asemenea. Deja ni s-a dat și descrierea acestor haine, acum ele fiind doar în faza de execuție cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în carmiziu, au făcut veșmintele preoților pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșmintele sfinte ale lui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu și carmiziu și de insubțire răsucit. Și continuă descrierea acestor haine. Hainele acestea erau sfinte pentru că ele aveau o destinație precisă. Și aceasta era slujba înaintea lui Dumnezeu, Iată ce au mai făcut. Au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subțiri pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în caramiziu și în subțire. Era lucrat cu măestrie. I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei. Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el. Era de aur, de fir albastru, purpuriu și caramiziu și de insubțire, răsucit, cum poruncise lui Moise, domnul. Erau opt articole de îmbrăcăminte destinate preoților, purtate de mari preoți. Patru erau la fel, similare, fiind purtate de toți preoții, dar patru dintre ele erau caracteristice marelui preot pentru a-l distinge dintre ceilalți. Ele erau hainele frumuseții și gloriei, toate acestea sunt o imagine a celui ce este marele nostru preot, Domnul Isus, care este îmbrăcat în gloria divină. În marea zi a ispășirii, atunci când Aron lua sângele jertfelor și l-a înaintea lui Dumnezeu pe capacul ispășirii în locul preasfânt, el lăsa deoparte hainele acelea ale gloriei și frumuseții și nu purta decât hainele albe, simple, pe care le purtau toți ceilalți preoți. El venea în acest loc nu cu ornamente deosebite, ci cu curăție. Astfel trebuie să ne apropiem și noi de Dumnezeu. Nu venim înaintea Lui cu podoabele noastre, ci cu acea curăție oferită nouă prin Domnul Isus. Haina albă pe care o purtau toți preoții vorbește despre neprihănire. În Isaia, capitolul 52, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Eu cred că Dumnezeu încă mai spune acest lucru. Nu cred că Dumnezeu folosește oameni care nu au rezolvat problemele păcatelor lor. Nimeni nu poate să facă nimic pentru Dumnezeu dacă nu are rezolvat aceste problemă, deoarece Dumnezeu nu primește nimic care nu vine din curăție. Dragi prieteni, trebuie să fim îmbrăcați în neprihănirea oferită de Domnul Isus și să trăim o viață care să onoreze această neprihănire. Suntem acum la capitolul 40, ultimul din cartea Exod. Totul este acum așezat așa cum Dumnezeu a poruncit. Totul este uns cu un scund de lemn și dedicat Domnului. Iată, însă, că acum se întâmplă ceva deosebit. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor. Acest aspect este foarte important. Atunci când Apostolul Pavel încearcă să descrie identitatea israeliților, el folosește câteva elemente care îi deosebesc de restul oamenilor. Și unul dintre acestea este tocmai această slavă a Domnului, numită Shekinah. Iată ce spune el: Ei sunt israeliți. Au înfierea, slava, legamentele, darea legii, slujba Dumnezească, făgăduințele, dar, vedeți, ei sunt singurii oameni care au avut prilejul să vadă manifestarea prezenței lui Dumnezeu în acest fel. Aceasta este ceea ce i-a condus pe ei prin acel mare și dificil deșert. Norul se ridica dimineața. Dacă în acea zi, poporul trebuia să călătorească. Dacă nu se ridica, nimeni nu se deplasa în afara taberei. Nu încercau să plece pentru că, dacă ar fi făcut-o, ar fi fost pierduți oricum. Niciodată nu au călătorit prin puterile lor, prin înțelepciunea lor. Nu supuneau la vot dacă continuă călătoria sau nu și nici măcar lui Moi să nu-i aparținea decizia de a deplasa poporul sau nu. Lucrul acesta aparținea în întregime Domnului și norul indica care era voia lui. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Noi spunem că Domnul Hristos este capul Bisericii. Atunci când ajungem însă la Biserica locală, lucrurile se cam schimbă. Mai este el acela care conduce Biserica noastră, sau sunt altele, interesele și persoanele care hotărăsc cursul ei? Mai sunt oameni care vin la predicator sau la slujitorii Bisericii solicitând înțelepciunea lor pentru anumite probleme cu care ei se confruntă. Dragi mei, Slujitorii Bisericii sunt puși într-adevăr să ajute, dar ei nu pot ține locul Domnului Hristos. Cel mai bun ajutor pe care pot să-l dea slujitorii Bisericii este să-i îndrepte pe oameni către Cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla acolo călăuzirea. Dragi prieteni, sfârșim aici călătoria noastră prin paginile Exodului. Ne-am întâlnit cu personaje fermăcătoare, oamenii lui Dumnezeu. Să nu uităm însă că personajul central al cărții este Domnul însuși. El se revelează aici poporul evreu și nouă tuturor. Am văzut aici trăsături ale caracterului său, precum și mijloacele prin care ne putem apropia de el în închinare, fie să o facem cu toată inima. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.